A fost derby cu scandal la rugby, Dinamo și-a luat revanșa cu Steaua și revine în lupta la titlu. N-a fost liniște pe arcul de triumf la derbiul dintre Dinamo și Steaua. Rugbiștii s-au luat la bătaie în timpul meciului. Ca în orice derby, Steaua-Dinamo, prima oară e bătaie și după aceea rugby. Dinamoviștii au câștigat derbiul cu 29-25 și sunt tot mai aproape de primul loc. Steaua e lider în campionat. De mult înseamnă această victorie pentru voi ca moral. Când bate Steaua înseamnă că la campionat, nu mai contează ce faci. Dorim să jucăm finala și să o câștigăm în acest an.